poate fi ușor catalogată drept un miracol, a avut loc în Indonezia. O copilă luată de tsunami în 2004, pe care rudele o credeau moartă, și-a reîntâlnit familia. Fata avea doar 4 ani când a dispărut în ape. După luni întregi de căutări, părinții au renunțat să mai spere. Asta până acum o lună, când un unchi de-al ei a văzut-o într-un sat la sute de kilometri de casă. Așa au aflat că puștoaica a fost găsită de un pescar care a crescut-o ca pe copilul lui. Acum fata s-a întors în familia naturală. În 2004, insula Sumatra a fost devastată de un tsunami și zeci de mii de oameni au murit atunci.